Hello, prietene, ce faci? Ce faci, mami? Ce-ai mâncat, Pufi? Ce bine miroase aici, mami, ce bine miroase! Ce avem noi aici? Cine-i la tine? Cine-i la tine acasă? Ia uite, cine-i la tine acasă? Cine-a stat cu tine? Haideți că dăm drumul la un nou clip astăzi. Este o zi înorat afară, este înorat, este puțin răcoare față de zilele precedente. Eu am fost puțin în oraș și l-am lăsat pe Fabi acasă cu mama. Bineînțeles că azi dimineață la ora 8, 8 fără un sfert astăzi, cred, am sunat-o repede pe mama, zic, mami, ce faci? Știți de ce sunt așa de, cum zice mama, carâia? Pentru că vacanța asta a trecut foarte repede, am avut 3 săptămâni și nu le-am simțit. Am avut o săptămână, mai puțin de o săptămână, am fost plecați prin țară, în concediu, du-te vino și a fost obositor și pentru mine. Pentru că nu am avut o cazare fixă, ne-am plimbat, adică ce a însemnat pentru mine, bagaje, făle, desfăle și așa mai departe. A fost obositor. Ia vină cu Te-a pupat mami cu ruj? Da? Da. Și cum vă ziceam, pentru că se apropie plecarea noastră în Anglia, aș vrea să petrec și mai mult timp cu mama și mama să se bucure de Fabian. Așa că în fiecare dimineață mama este prezentă la noi și mânuțele ei de aur nu stau niciodată. Îi place foarte mult să gătească atât pentru noi cât și pentru Fabian, mai ales pentru Fabian. Și astăzi mă gândeam să vă arăt ce a gătit mama și vreau să deschidem un colet pentru ea. Și pentru că eu am pus pe YouTube coletul pe care l-am primit de la Diana Andronix, mulțumesc din nou, Diana, pentru amabilitatea și generozitatea de care ai dat dovadă. Și am zis eu acolo un clip că voi împărți lucrurile cu Bianca și cu mama. Și mama, bineînțeles, că a percutat și acum ea își cere drepturile, adică ea vrea să primească ce a trimis Diana și ceea ce nu se potrivește cu tenul meu sau cu ce am eu nevoie. Și uitați pe cine avem aici! Bună, ce fac, mica? Ce să fac? Uite, vreau să șterg, îmi șterg urmele. Da? Ai venit la râie acasă? Da, chiar. Ia zi, cum ai zis azi dimineață? Râie. De ce? Pentru că aveam de gând să-mi fac și eu treaba mea, să mă vopsesc, să mă aranjez și m-ai sunat la 7:30. Unde ești? Și ce faci? Și a trebuit repede să vin la tine. Da? La voi, da. Da. Da, domn, da, mi-a zis că sunt râie. Da, și am zis, ești o râie, da. Da, mami, dar nu pot să stau fără tine. Ce mă fac eu că plec? Că pleci unde? În Anglia. Da, și mie nu o să fie dor de tine. Da. Eu nu pot să stau fără mami. Cel mai bine cu mami, da? Uite, cât ai fost tu plecată. Așa? Și-am pregătit 3 feluri de mâncare. Uite, pentru asta, știi ce? Dați un like pentru mama. Să ne dea like pentru mami. Uite, ți-am făcut o ciorbică. Ia. Yeah. Uite aici. Și fii atentă. Pentru Fabian, exclusiv pentru Fabian, o ușor, da? Și o să te rog să-i dai, pentru că este o ciorbică cu cartofiori și cu păstăi de curte, bio. Foarte bine. De unde ai păstăile astea? Mi l-a dat cineva de undeva din grădina ei. A, ce drăg! Da, așa. Și astea, deci oușoarele sunt oușoare exclusive pentru Fabian. Da, noi nu avem voie. Nu. Pentru voi ciorbică. Așa. Felul 2, aveți aici un pilofior cu ciupercuțe. Wow. Da? Mamă, dar ce bine miroase ciorba asta, e acrișoară? Da. Așa. Și la cuptor, uite așa, dacă poți să vezi. Auci, mi s-a aburit camera. S-a aburit camera. Așa, ce avem? Stai să vă curăț puțin. Ați transpirat. Și camera. S-au aburit ochelarii. Și am văzut că ai avut în frigider niște pulpițe și am zis să termin toată mâncarea. Așa, și bravo. Pentru că tot am avut puțin timp, da? Ai avut niște pere care, cu siguranță,
Măi, deci perele alea. De câte ori am zis că ți le dau, ia le, le-am uitat. Am luat eu ceva pere bune ieri de la tine și astăzi am vrut să fac la mine o tartă. Și soțul meu zice, ia perele astea și fă tartă. Fă-le la copii, dar mi-a dus și mie o bucățică mică, da. Și ai făcut tarta. Doamne, dar cum arată, zici că e din poveste, așa, nu știu. Da, da, da. Ce drăguie. Da, și este din nou fără zahăr, cu perele respective și am mai avut o bănănuță și am pisat bănănuța. Așa. Așa și am amestecat. Eu am adus de acasă niște mirodeni, niște scorțișoară. Și asta cum l-ai făcut? Asta este un blat simplu. Ah, blat, blat, da, da, da. Da, blatul simplu, am atașat perele tăiate micuți cu bănănuța. Am pus niște nuci tocate mărunt. Așa. Și aici am dat cu un ou, da? Cu gălbenușul. Foarte drăguț. Și ia, auzi, l-am pus acum. Ține așa puțin tarta în brațe. Ia. Asta este opera lui Mica pentru râie. Și vă așteptăm, dragilor. Vă așteptăm. Da, vă așteptăm la tartă. La tartă. Da, uite, eu am fost plecată în oraș pentru că în seara asta suntem invitați la Naș. Am cumpărat un cadou să nu ne ducem și noi așa cu mâna goală. Da, chiar, hai să-ți arăt ce am cumpărat Ramonei și ce am cumpărat celui mic. Uh-huh. Și ia uite așa am cumpărat aici pentru că eu sunt buzoiancă și Buzăul este vestit pentru covrigii de Buzău. Vreau să vă spun că în centru miroase a covrigei calzi și am cumpărat și eu două șiruri. Sunt atât de buni, atât de moi și am cumpărat calzi. Mi era tare, tare dor de gustul ăsta. Mm. Abia aștept să gustăm din tartă. Mm. Pentru da, că am deci, pus și puțin... Dacă știam că faci tartă, nu mai cumpăram ația covrigi, dar ești tu acasă. Poate mănânci și tu, mănâncă și Titi. Ok, ok. Da, și ce mai vreau eu să-ți arăt, mama? Fii atentă. Uite, ia tu coletul ăsta de aici pentru că vreau să-ți arăt ce am cumpărat. Și voiam să vă arăt și vouă. Este pentru prima dată când am dat o comandă la BBTI. Mi-ați spus voi, mi-a spus o tipă care mă urmărește să nu mai cumpăr de la farmacii pentru că sunt scumpe, să dau o comandă pe BBTI. Așa că am dat o comandă pe BBTI. Cam așa arată. Și vreau să-ți arăt și ție ce am cumpărat. Sunt câteva produse. 650 de lei am dat pe toate. Deci mie nu mi-a venit să cred. Nu mi-a venit să cred că sunt atât de scumpe. Bravo, mami! Haide! Și fii atentă. Zilele trecute m-a durut urechea. Da, știu. Da. Și am zis că hai să-mi iau un spray de ureche, Otosan. Nu mai știu prețurile, dar chiar nu mai știu. Mi se pare că a fost vreo 30 de lei ăsta și are review-uri foarte bune. Scrie aici că este bio cu aloe și arbore de ceai. Avem o variantă mică de 50 de mililitri. Foarte bine că le iei în ambalaje mici. Da. Pentru că în ambalaje mari e o cantitate mai mare și probabil mai ieftin. Dar nu le folosesc, nu cred că le folosesc deci pe toate. Deci nu vreți să știți că în cealaltă parte a concediului, în prima parte, a fost al meu. A fost Fabian bolnav și am venit de două ori pe zi să-i fac lui Fabian tratament. În cealaltă parte a concediului, bineînțeles că am început-o cu durerea ei de ureche, de măsea, de gât, deci zic, nu se poate așa ceva. Da, hai că ne știți deci, problema nu mea. Se poate așa ceva, deci eu vreau să-mi văd copiii sănătoși. Da. Sfatul medicului neuropediatru ne-a spus că trebuie să avem grijă de flora intestinală a micuțului Fabian, așa că eu îi dau colostrum cu probiotice. I-am cumpărat din farmacie data trecută și a fost destul de scumpicel. Mi se pare că am dat aproape 200 de lei pe el, parcă, sau 180 de lei, nu mai știu. Oricum, aici l-am găsit la 119 lei, aceeași cantitate, de la Child Life. Și aici avem cu un amestec de fructe de pădure. Asta este flavorul, aroma. Aroma. Așa. Nu mai știu să vorbești. Da. Fii atentă ce am cumpărat aici. Interesant. Aici am cumpărat niște fulgi de
porumb, fără gluten, organici, pentru Fabi să mănânce dimineața. Ia, mami, și tu! Al tău! Poftim! Aici ce am luat? Aici am luat niște cereale, tot așa. Dar nu, nu vrei să le arătăm și noi la cameră, mama? Astea nu sunt popcorn, până la micuț? Ia, ce ba da, este popcorn care se... De fapt, popcorn, tot așa, cu lapte. Natural și acesta. Ia, mami, tu și te joacă tu cu ele, iubirea mea. Ia stai că scrie aici. Nu avem hrișcă expandată fără gluten. Hrișcă? Da. Foarte, foarte. Da, da, da. 60 de grame. Ce vrei, apropo, puiul? Eu ți-am făcut pâine de hrișcă. Ce ai făcut cu ea? Am luat-o în concediu. Dar nu, Fabian n-a mâncat, Adina a mâncat, eu n-am mâncat. De ce? Este foarte sănătoasă. Eu înțeleg, dar nu știu, mi se părea prea... Asta vrei să-mi desfaci? Hrișcă, să știi. Da? Da. Stai că-ți desface, mami. Tu știi ce e aici, nu? Vrea și el, vrea și el. Ia, poftim. Ce faci, mama? Dar mănâncă. Mănâncă, așa. Ce iubirea. Du-l la guriță. Bravo. Ia. Bun. Ia, ce-am mai cumpărat aici? Aici am cumpărat niște fulgi de secară. Așa, tot la fel bio, secare ecologică, avem o cantitate de 250 de grame. Firma este Bio All Green. Și cam atât. I-ai mai dat vreodată lui Fabian secară? Nu, dar vreau să încerc. Deci secara o înmoi întâi, după care o fierbi. Da, da, da. Și o fierbi până când se obține o... Ca o pastă, așa, pastă, ceva da, da, omogenă. Da, da, da. Da. Chiar sunt curioasă și am mai văzut eu pe internet, tot așa, o mămică îi dădea secară și punea semințe de chia acolo da, și da, fructe da. Și le amesteca în și... În bucătărie ți-am zis te pot juca. Da, da, da. Aici am cumpărat hai, mă! 4 sau 5, nu mai știu, creme de gălbenele din acestea de la Fares. Deci data trecută când am cumpărat crema de gălbenele a fost 5,99 lei și pe asta am dat 4 lei. Ce, mama? Nu putem să le deschidem pe toate. Dar dă-i pe cealaltă. Dă-i pe cealaltă. Ia la mama. Ia-te, iubire. Dar tu chiar crezi că poți să-l păcălești? Ia, hai, mă, ia vezi. Da, și crema asta de gălbenele este foarte bună. Cantitatea e mică, sunt 20 de grame. Dar e foarte bună foarte pentru... Bun, foarte bun. Și pentru el, și pentru tine. Ia la mama. Da. Asta tot așa... aici am luat ovăz. Fulgi crocanți de ovăz de la Ecopirifan. Cam așa arată. Sunt curioasă dacă Fabian... Uite, vrea să-i deschid. Da. Hai, deschide tu, mami. Deschide-i tu. Sunt curioasă dacă Fabian îi va accepta. Vreau să... Să știi încerc. Că gustul este unul neutru. Da, da, da. Pentru care tu poți să-i adaug ceva aroma. Sirop de arțar, ceva? Poți să-i adaugi un pic de scorțișoară, puțină pudră de ghimbir, știi? Adică niște gusturi care, cu care el este obișnuit, știi? Mhm. Da. Poftim. Poftim, bravo. Da, ziceam de crema asta de gălbenele, să știi că este foarte bună. Dacă vrei, uite, să-ți iei și tu una. Am luat 4. Gata, mama. Da. Eu îmi dau pentru că am congestia asta nazală și tot timpul fac coj. Și e bună pentru eczeme, pentru nu, toate. Treaba ta. Marea descoperire... De când am venit în România, deci marea descoperire este această cremă de la Baby For You, cremă pentru copii, este excepțională. Deci excepțională. Fabian avea o dermatită, o explozie pe picior și de la farmacie mi-au recomandat prima dată crema aceasta și zic, haideți că o iau. Nu este scumpă deloc, este 10 lei tubul. Și avem o cantitate de 50 de mililitri și conține ulei de gălbenele, cătină, extract de pătlagină și oxid de zinc. Oxidul de zinc, toată lumea știe că este un bun antifungic și antibacterian. Și vreau să vă spun că în momentul în care eu am început să-i aplic lui Fabian, deja se vede o hidratare intensă și nu mai are deloc eczemele alea și am cumpărat 5 din acestea ca să iau cu mine în Anglia. Mi-am făcut stocul.
aici ce am luat? Aici am luat fier și am luat în cantitate mare, avem 118 ml. În urma analizelor la sânge pe care le-am făcut lui Fabian, are o carență de fier și trebuie suplimentat și trebuie să suplimentăm pentru cel puțin 6 luni. Spune așa, nu conține gluten, casein, alcool, lapte, ou, soia, grâu, drojdie, porumb, coloranți, arome sau îndulcitori artificiali. Da, am cumpărat două din acestea și tot în acest sens, de la Child Life am cumpărat și vitamina D3. Momentan eu dau vitamina D3 de la Alinan, dar am înțeles că aceasta de la Child Life ar fi mai bună decât cea de la Alinan. Și prețul pe măsură, că este foarte scumpă. Ce face? Vrea să fie cu tine? Da, da. Aici... A, știi ce vreau să-ți arăt? Mamă, uite ce i-am cumpărat. Să știi că am văzut un ambalaj, dar n-am realizat ce este. Stai așa să văd dacă pot să le deschid. Uite că nu mi-am luat și eu un cuțit aici. Nu, lasă că mă descurc. Fii atentă. A, nu, aici are tot vitamina D3, am luat două. Așa, i-am cumpărat un Hepatoprotect, tot de la Child Life, Hepatocare, formulă complexă din plante, vitamine, minerale, colină și inositol. Trebuie să mă documentez despre asta, că nu știu despre ce este vorba. Supliment alimentar pentru copii. Și am vorbit ieri cu domnul doctor și i-am spus de astea și mi-a zis că da, este ok, dar trebuie să-i trimit poză, să vedem că trebuie să facem un balans între ele. Așa. Iar aici am cumpărat de la Fior di Loto un cușcuș. Lui Fabian îi place foarte mult cușcușul. Avem așa, eco cușcuș din grâu integral, sursă de fibre, grâu dur integral mărunțit și apă. Cum îi place lui Fabian? Oh, cu de toate. De toate? Da, da, da. Ce, mamițe, luam mamiții aici? Ce? Vai, mamițe, multe ai! Da! De ce râzi? Ce-i faci, îl gâdili? Da. Ah. Da, dragilor, și... Așa la cârtițe. Ia uite câte creme ți-a luat mami aici. Mama, câte ai. Ia uite, mami. Da. Se gâdilă, fată. Da, știu. Știu că se gâdilă, iubitul. Se gâdilă. Așa, ia să le... Vă las eu să strângeți astea aici. Da. Și vreau să-ți arăt ce am cumpărat și vreau să vă arăt și vouă, pentru că am cumpărat ceva pentru mine. Ceva ce nu plănuiam să cumpăr, dar s-a întâmplat, pentru că am fost la cumpărături. Astăzi este Sfântul Mihail și Gavril când filmez, Adi este Mihai, avem pe nepoțelul lui pe care îl cheamă Mihai și pe nașa noastră pe care o cheamă Mihaela. Și în acest sens, pentru că este ziua lor, m-am înnoit și eu. Și uitați-vă ce mi-am cumpărat. Mi-am cumpărat de la H&M un pulover. Ia asta să vă duc puțin la lumină ca să vedeți ce material drăguț are. Ia uitați-l ce frumos este. Vine aici cu... Este foarte sclipicios, dar să știți că materialul este moale, nu este dur deloc. Și vine așa. Deci abia aștept. Și am niște pantaloni de imitație de piele, niște colanți și cred eu că ar veni foarte, foarte bine așa. Îmi place la nebunie. Este scurtuț, nu este chiar atât de lung. Ia asta să vă las puțin mai jos ca să vedeți până unde vine. Cam așa vine. Și cred eu că ar merge bine și cu blugi. Este puțin pe gât. Sper să nu mă deranjeze. Ia uitați, râs acolo pe ei. Nu știu dacă prinde camera și ce fac ei acolo. Iar pe acesta am dat 115 lei. Este scump pentru un plover, dar merit, zic eu. Pentru că am cumpărat pentru toată lumea câte ceva și pe mine m-am lăsat la urmă. Așa, aici mai am niște...
cadouri și dacă ne urmăriți o să vedeți despre ce este vorba. Eu te râs pe ei acolo. Măi, râs, mă! Așa, și v-am adus aici sperând că avem o lumină mai bună și da, avem o lumină mai bună în dormitorul celălalt. Pentru că, așa cum v-am zis mai devreme, mergem la o onomastică. Și iar asta am cumpărat pentru copilaș. Este un copil de 5 ani. I-am cumpărat acești pantalonași de la, tot așa, de la H&M, care sunt foarte buni pentru vremea de afară. Se strâng pe interior. Au acest procedeu cu elastic și nasture în care puteți strânge. Se pot purta și așa, întorși la bază, sau îi puteți purta drepți. Aceștia am dat 83 de lei și am cumpărat și o cămașă cu inserții cu aceeași culoare ca și pantalonii și zic eu că am făcut o ținută frumoasă. Așa, aceasta este cămașa, iar pe cămașă am dat 70 de lei. Nu știu, mie mi se par foarte scumpe pentru salariile de aici, dar na, nu comentăm. Asta v-am arătat doar așa, să vă faceți o idee în cazul în care vreți să aveți, sunteți în pană de idei de a face niște cadouri. Zic eu că este un cadou frumos. Și ia să merg eu la rânjiți ăștia de aici. A, și altă chestie, știți, la H&M, dacă o să le tai etichetele, dacă nu vreți să știe cât ați dat pe cadou, puteți cumpăra cu bon cadou, cere bon cadou și persoana care este destinată cadoul poate schimba fără să vadă prețul. Ce se întâmplă aici? Aoleo, ce-i mizeria asta, mami, aici? Nu-i mizerie, noi facem curat, ia pe zi! Vezi că te-a luat sughiță. I-am zis că o să râdă până cândva sughița. Hai, mă, așează-le, se poate, le lași așa să cadă toate. Dar nu-l mai împinge. Nu-l împing, ia să bagă în piciorul meu. Hai că-i sughițilă. Poing. Stai puțin. M-ai necăzit rău. Las că le așez aici. Uite, mă, Fabi, mai are mica doi. Mai are două, mama. Ia uite. Da, și ce planuri ai astăzi? Mai stai la noi. De ce? De ce, vreau mica? Să mă aranjez și eu râie care e. Cum mi-ai zis? Râie. De ce? Pentru că de râie omul nu mai scapă. Așa nici eu nu scap de tine. Deci am, vroiam să fie ziua mea cu mine. Să mă vopsesc, să-mi fac unghiile, să mă aranjez, da? Da. Așa. Uite, mama, uite. Ia, iubire, uite, mă. Și tu mi-ai stricat toate planurile. Ia. Mami, tău să-mi fie dor de tine. Ia la mică. Da. Îți place ce am comandat de pe BBT? Da, da. Doamne, dar mi se pare atât de scumpe. Pentru că ai luat și multe, mama. Nu știu, dar mi se pare scumpe. Și de astăzi ar fi indicat să începi să-i dai tratamentul cu fier, cu D3 și... Dar nu, că eu am deschis coletul, am luat două de fier și am început de ieri, că ieri am primit coletul. Super. Și am deschis, am început să-i dau fier de ieri și scrie acolo să-i dau o jumătate de linguriță pe zi. Și vreau să vorbesc cu domnul doctor, să-i trimit poză cu hepatoprotectul acela, să vedem ce... Foarte bine. Cum putem să le alternăm, să vedem ce zice, le dăm concomitent alternativ, habar n-am, nu știu. Da. Uite, înainte de a pleca, ce zici, vrei ca să... Ce faci, mami, par de pe jos? Uite, ce faci, mami, Fabiuță! Copil flămând! El a mâncat, nu? Da. Da. Dar o să mănânce acum la prânz, o să-i dăm puțină ciorbică? O să-i dăm? Adică mai stai și la prânz? Vreau să văd mâncat pe el măcar. Că... Ah, super! Așa. Tu știi? Nu e așa, mami, că tu nu poți să mănânci fără Mica?
Nu-i așa? Da, îi dă mica să pape. Vreau să vedem cum a ieșit tarta. Hai să o tăiem, hai să vedem cum e. Și te rog eu frumos, când ai timp, să-mi lași mesaj cu rețeta de la prăjitura aceea cu... Auci. A, cea cu ovăz. Da, da, da. Pentru că vreau să las în descrierea clipului. Vezi să nu cazi puiul. Și tu ai putea, mi se pare că ai pe aici, pe undeva. Da, da, da. Da, ai putea să folosești și să faci. Nu-i așa? Câte să mai fac? Câte trebuie. Da. Ești sughițil, ai râs până ai sughițat. Da, mamă. Da. Da. Deci, Fabian trebuie să pape și o să începem cu un pic de și cu ușorul. Da. 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 Așa. Și apoi pupăm și tartă. Dacă vrei, îți dăm mama. Di-di-di-di-di-di. Da. Ia stai să închid eu. Mama și ție, dar de pun în scaun meu. Da. Așa, mami, vrei să-i facă mica lui mami asta? Ia uitați cum este astăzi afară. Se vede că este norat, dar de ce s-o fi norat așa dintr-o dată? Că până ieri a fost frumos. O să plouă astăzi. Ena. Deci, ia uitați-vă puțin în fața blocului. Aici se fac lucrări. Și s-a pus din aceasta folie din asta protectoare ca să nu parcăm aici. Deci, locurile astea. Ai văzut, mama? Aici, în fața blocului, se fac lucrări. Nu m-am uitat pe ce. Și au pus, uite, folie din asta, alb cu roșu, care atenționează să nu parcăm. Și când am venit noi în seară de la București, vezi, Adi a parcat lângă. Aia, unde? Stai că nu-mi văd degetul. Uite, nu, căutam eu degetul aici. Aia este mașina noastră. Și de aici, unde pun eu degetul, s-au făcut așa, s-a încadrat să nu parcăm. Și uitați câte mașini sunt parcate. Una, două, trei, patru. Una, două, trei, patru, da. Și-a mai parcat și ăla acolo și ălaltă. Deci e cumplit. E cumplit. Da, e greu cu parcarea, am pus-o. Foarte greu și vor să renunțe la banda asta de aici. Eu nu știu unde o să parcăm. Noi trebuie să ne facă neapărat parcare, subterană, habar n-am. Va trebui să mergeți la primărie și să discutați lucrul ăsta. Nu știu, e complicată treaba. Sau le vor scoate la licitație și fiecare își va plăti parcarea lui. Da, și cei care... Doamne, deci nu vreau să mă gândesc. Îți dai seama câte vor fi? Ce bătaie și ce prețuri vor fi? Ia uite, am găsit ceva aici. Asta o fi de la tine? Nu. De la? Nu, e o chestie. Hai să pupățim! Hai să tăiem tarta, vrei? Da, da. Ce-am mai făcut un vlog cu mami? Cred că... Ai oprit și focul la... Da. Ce, mă, măi? Au, ce ciudat mi se pare când tai din partea asta, că mereu tai din partea alaltă. Păi da, dar eu n-am stângă ca tine, așa. Eu am cealaltă stângă. Eu vreau cu dreapta. Așa. Ia să mâncăm tarta. Ia stai să te filmez eu de aici. Arată cam povești. Ce mi-aș fi plăcut să pot și eu să fac prăjituri. Și de ce nu poți? Nu pot. Ce pot să fac tiramisu. A, super! Ce? Da, am uitat. Ai uitat? O să-ți fac și tiramisu, că nu durează mult. Eu fac curățenie și tu faci mâncare, da? Ce cați? O furculiță. Aici. Dar poți să pui pe farfuria ailaltă, mamă. Pe care mama pui? Pe una mai... Las, hai pune pe aia. Abia aștept! Vezi că e fără zahăr, s-ar putea să fie dezamăgită. Oh, dar de ce n-ai cu zahăr? N-am. Nu vreau. Și nu, dar n-am zahăr. Nu mă interesează că ai sau nu, dar... Ia stai să o pun așa pe toată. Așa. Hei, vino la mami pui. A, uite, știi ce putem să punem? Dar sirop de afine. Nu-ți trebuie, iubita mea. Dar nu-ți trebuie. Zahărul face rău. Ia uite, v-am arătat cănițele mele pe care le-am primit de la bunica lui Adi pentru mine și pentru Adi să bem cafeaua dimineața. Dar ele sunt foarte mici, dar sunt foarte drăguțe. Și râia vrea și ea. Ale mele nu. Alu Sandra sunt astea. Poftim, domnișoară, asta este a ta.
Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, mami! Unde ești, bebe? Ce ai făcut aici, mamă? Ia, hai să mâncăm prăjiturică amândoi. Hai, așa. Hai să-ți dea mami și ție. Ia. Poftim. Poftim. Cum a ieșit? Uite, e bună, chiar că nu-i trebuie zahăr, să știi. Bine, am luat-o partea de sus. Știi ce? Simt foarte gustul de banană. Da. Delicios. Curcubeu pe ceruguri. Hai să mănânci tu, puișor. Mamă, dar ce bună e. Am tăiat... Zi mai tare, că nu cred că îți prinde. Am tăiat perele alea foarte bine coapte în bucățele. Astfel încât textura este ok. Se Doamne, dar ce bună e. Mă bucur că... Fabi, nu-i dau acum, pentru că vreau să mănânce mâncare. Deci îi trebuia zahăr? Nu. Excelent. Banana aia a fost suficientă. Dar simți gustul de ghimbir? Asta este așa. Am pus puțină pudră de ghimbir. Am vrut să văd... Scorțișoară. Și... Cuișoare. Mie cuișoarele nu-mi plac. Și puțină nucă. Nuca da, e bună. Deci puțin din fiecare, chiar dacă nu-ți plac cuișoarele, ia, cum se vede aici, da, perele, intercalate de nucă și de banană. Nu, e foarte bună. Deci foarte bună, aș mânca în continuu. Îți vine să crezi că iarăși am filmat 32 de minute? Nu. Știi că lumea o să-și ară rețeta și de la prăjitura asta? Da. Puiul! De ce râzi, măi? Mă, iubitule, mă frumosule, mă, cine ești, Fabi? Dai cu minte! Uite-l, mă, iubirea! Mami, să nu cazi, te rog. Nu te mai duce roată. Da, termin de... Te-am văzut ce voiai să faci. Termin de filmat, terminăm vlogul și mă duc să îi dau să mănânce lui Fabian. N-aș vrea totuși să încerce și prăjitura acum ca să poată să mănânce mâncare. Măi, puiule, mă, unde vii și tu? Unde vii, puiule? În sufletul tău, aici. Dar ești deja în sufletul lui mami. Și pupăcim pe toți care ne urmăresc, așa, mami? Da. Ușor, mama. Ce mi-a băgat? Mi-a băgat mami ochelarii. Unde ți-am băgat în față? Te iubesc, sufletul lui mami. Ia vină și tu, mama, ia uite. Uite-te la cameră, uite. Puiuțul, mami drag. O zi frumoasă să aveți. Da, dragilor, vă mulțumim tare mult pentru atenție. Stați că m-am năvălit. Aoleu, iubirea lui mama și dragostea. Da, mulțumim tare mult pentru atenție. Cu toate antenuțele mele din cap. Unde te urci? Au, ce mi-a dat? Au, mami, mă doare! Ce-ai dat jos de el? Ce-ai făcut? Ai făcut o prostioară? A căzut singură. Ia spune, mama, singură a căzut. Că atât am vrut să vin în brațele tale. Iubitule! Mulțumim tare mult pentru atenție. Sper că v-a plăcut și vlogul de astăzi. A fost un vlog așa pe chill, pe relax. Am vrut să mai filmez cât o am pe mama alături. Cât are mama râie. Am vrut să filmez cât are mama râie. Așa și... Ops, hei, bebe. Da, să vă arătăm așa câte puțin din toate. Am și gătit.
Am și mâncat. Și gătit. Cam acesta a fost clipul de astăzi. Vă mulțumim tare, tare mult că ați fost alături de noi. Sper că ați rămas până la final. Hei! Sper că v-a plăcut și ne auzim data viitoare. Până atunci vă rog să aveți mare, mare grijă de voi. Și să aveți o zi minunată așa ca voi. Pa! 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 Pa!